Compact și potent, așa se recomandă laptopul din celebra serie Republic of Gamers pe care vi-l voi prezenta în acest clip. Este vorba de modelul GL702VM, un model recomandat din perspectiva performanțelor, a prețului și a portabilității. Am preferat modelul cu ecran de 17 inci încă de la seria G750. 4 ani mai târziu, laptopul este la jumătatea grosimii și cu mult mai puternic, un upgrade la care mă gândesc încă de când am pus mâna pe el. Republic of Gamers GL702VM are o carcasă metalică, pe capacul căreia este decupat simbolul preferat al gamerilor, ochiul ROG. El este încadrat de două linii care sunt iluminate în portocaliu atunci când laptopul funcționează. Numele brandului Republic of Gamers este afișat mai jos pe capac, fiind încadrat de cele două guri de ventilație, unde avem radiatoarele ce degajă căldura. Sistemul inteligent de răcire este un atu al acestui laptop, el este format din 3 ventilatoare care țin la rece componentele cheie în timpul jocului. Procesorul și placa video au răciri independente. Tu nu vei simți căldura, vei avea doar confortul unei tastaturi tactile de gaming, este de tip Chiclet, cu partea numerică, cu anti-ghosting, ceea ce îi permite să recunoască până la 30 de taste apăsate simultan și în același timp să ignore apăsările accidentale. Cursa unei taste e de 1,6 mm, ele au fost testate pentru a funcționa până la 10 milioane de apăsări. Tastatura este iluminată într-o nuanță de roșu-portocaliu, iar tastele V, A, Z, D sunt marcate cu aceeași culoare pe laterale. Avem în partea numerică și tasta ROG, care apăsată deschide interfața de comandă și de monitorizare a sistemului ROG Gaming Center. De aici putem monitoriza performanțele calculatorului, putem vedea frecvența procesorului, vitezele de rotație ale ventilatoarelor, putem customiza tot felul de profiluri de gaming, putem vedea inclusiv cât RAM consumă, care este starea hard discului și așa mai departe. Evident, vă puteți conecta aici și cu telefonul prin aplicația mobilă ROG Gaming Center din Google Play. Cu ea puteți prelua controlul asupra acestui laptop în modul pe care vi l-am prezentat nu de mult. Sub tastatură avem un touchpad generos, el este acoperit cu un strat ce permite glisarea rapidă, e pregătit pentru gesturi multi-touch și vă pot spune, garanta că s-a menținut rece în toată perioada de utilizare a acestui laptop. Să vă spun cum e și ecranul, el fiind un element cheie în alegerea unui laptop. Ecranul este cu diagonala de 17,3 inci, avem varianta Full HD, există și un model cu rezoluție 4K, avem unghiuri largi de vizualizare, fiind un panou IPS care ne permite să avem culori constante din orice unghi l-am privit. Totodată avem pe piață două modele cu rate de refresh diferite. Avem un model cu 75 de Hz și încă unul cu ecran ce are o rată de refresh de 120 de Hz. Rata mare de refresh combinată cu tehnologia Nvidia G-Sync ne permit să avem un gameplay cât mai fluid, fără laguri și fără ruperi de cadre. Deasupra ecranului, pe această ramă subțire de doar 17 mm, avem o cameră HD pentru comunicații flancată de microfoanele de linie. Acestea scot automat zgomotul ambiental într-un LAN party, vocea voastră auzindu-se clar și tare. GL702VM sună cam așa în cifre, are un profil de 24,7 mm și cântărește 2,73 kg, destul de ușor pentru a putea fi cărat cu voi oriunde ați dori să vă jucați sau oriunde ai vrea să editezi grafică în condiții excelente. Este un laptop ideal pentru a edita fotografii în Lightroom, de pildă. Pentru că are Intel i7-7700HQ din generația A7, are placă video Nvidia GeForce GTX 1060 cu 6 GB memorie VRAM și bineînțeles memorie RAM de 16 GB, capacitatea maximă fiind de 32. Stocarea este pe un hard disk de 1 TB la 7200 rotații pe minut, cuplat cu un SSD de 128 GB pentru sistemul de operare și aplicații. Evident, puteți schimba acest hard disk înlocuindu-l în viitor cu un SSD pe SATA 3. Nu este foarte departe de G752. E pregătit pentru realitatea virtuală, dar este
Înainte de toate, un laptop echilibrat din perspectiva performanță-preț, având avantajul acesta că este foarte compact, subțire și poate fi cărat cu voi cu ușurință. Voi încheia cu detalierea porturilor. Voi începe de pe partea stângă, unde vom găsi acest jack pentru alimentare. Sursa este de 180W, adaptorul nu este foarte mare, poate fi cărat alături de laptop în geantă. Avem portul de rețea, interfața Gigabit, care este cuplată, bineînțeles, de un Wi-Fi 802.11ac. Avem un mini display port și o ieșire HDMI. Avem portul USB 3.1 Type-C, care ne permite să conectăm dispozitive mobile și totodată el are tehnologie Thunderbolt 3. Prin urmare, avem capacitate mare de transfer, o lățime de bandă imensă prin noua tehnologie Intel. Avem un port USB 3.0 și ieșirea pentru căști, e un smart audio jack pentru căști cu microfon. Avem porturi și pe partea cealaltă, vorbim de două USB-uri 3.0 și de un cititor de carduri SD și combinațiile aferente. Iar pentru a securiza laptopul atunci când ne deplasăm, mergem în locuri noi și nu avem certitudinea că laptopul va fi în siguranță, putem să îl legăm prin acest slot Kensington cu un cablu de securitate. În speranța că v-am oferit cât mai multe informații relevante pentru a alege un GL702VM, vă invit să vă abonați la canalul de YouTube Asus România. Iar dacă mi-a scăpat ceva, vă aștept întrebările prin comentarii, la care vă voi răspunde negreșit.